Slăviți să fie Domnul! Primească Domnul în această seară toate cântările și toate rugăciunile pe care le-am îndreptat înaintea Lui. Și Domnul să binecuvinteze toți frații și surorile care s-au implicat în sensul acesta. Frații și surori, vreau să fac anunțurile pentru săptămâna viitoare, însă înainte de a face lucrul acesta, vreau să vă prezint o cauză. După cum ați auzit, în urmă cu câteva zile, fratele Andrei a anunțat că vom pleca și eu și fratele Ozan. Eu voi pleca împreună cu Ani și împreună cu Bianca, cu Marcel și cu copiii în România pentru aproximativ o lună de zile. Vom pleca undeva aproape 3 săptămâni, în iunie 12. Și fratele Andrei a spus, frate Dan, dacă mergi acolo și biserica vrea să te ajute, poți să faci ceva pentru săraci? Am spus, sigur că da, oricând îi e binevenit. Însă eu m-am implicat în anul acesta într-un caz mai special, pe care l-am găsit mai special. Este vorba despre un tânăr care este orfan, care părinții l-au lăsat, el s-a născut undeva în Sebeș, am mai vorbit despre el, și a ajuns într-un sat, în satul unde eu m-am născut, unde era bunica lui, care după câțiva ani a murit și a rămas singur. Tânărul acesta, din păcate, a luat pe o cale greșită și a căzut într-o patimă a alcoolului și toată lumea a încercat să-l ajute, dar el a fost pur și simplu nu accepta lucrul acesta. Și s-a întâmplat că undeva în sfârșitul lui ianuarie anul acesta, când în România a fost frig, el a fost vizitat de o familie vecină care sunt creștini și l-au găsit pe tânărul acesta înghețat, aproape mort, în casă. A sunat după salvare, salvarea n-a vrut să vină, după câteva telefoane a reușit până la urmă să îl aducă și l-au dus la spital unde l-au internat și din fericire și-a revenit. Când am primit prima dată prima informație de la frații aceștia pe telefon, eram la lucru și cunoscând cazul am spus, ce să fac, asta e, dacă asta e calea care a dus și a ales-o, ce poți să faci? Și în momentul acela am avut așa un gând, care cred că a fost de la Domnul, cu siguranță, care de fapt era o întrebare și întrebarea suna în felul următor. Cât costă un suflet pentru tine? Cât crezi că valorează un suflet? Eram în pauză și așa parcă am simțit o mustrare în cugetul meu și a continuat vocea aceea și mi-a spus, eu am dat pe fiul meu pentru un suflet. Și atât a fost toată această, eu știu, revelație, dacă vreți. Și atunci am pus mâna pe telefon, am sunat și am vorbit cu frața aceea și mi-a spus situația lui. A ajuns în spital și a revenit. Am câteva poze pe care vreau să le prezint și să vă spun că situația în care el era atunci era destul de gravă. Eu l-am considerat pe tânărul acesta că el, de fapt, a înviat dintre cei morți. Și vreau să vă spun că viața lui s-a schimbat total. Frații au început să-l viziteze, au început ca să îl ajute și eu l-am ajutat și am trimis bani și împreună i-am cumpărat o sobă, că n-avea sobă, i-am cumpărat un pat, n-avea pat, i-am cumpărat aragaz, i-am făcut câteva aranjamente pe acolo, o masă și continuăm prin harul Domnului să îl ajutăm. Nu știu dacă vă puteți imagina ce reacția a fost pentru el când oamenii au fost șocați de schimbarea care a avut loc în el, în viața lui. Acum lucrează cu un frate care este pocăit, merge la biserica penticostală, nu lipsește de la biserică și din câte am auzit în discuția care am avut aseară, intenționează să ia botezul. Și am spus, ce mare har! Să scap din ghearele morții și Domnul să schimbe inima. Și gândul pe care l-am avut este că dacă voi ajunge în România și voi putea, voi încerca să-l ajut în ceea ce înseamnă casa lui. Casa lui arată foarte, nu știu exact dacă aș putea să vă pun pozele, trebuie să apăs un buton pe aici, da? Asta este poza exact când era în spital, când l-a vizitat acea familie de frați pocăiți. Era cum este orice om care nu are altceva de făcut decât să-și irosească viața. Și în viața lui, în
puteți să schimbați așa. Acum el lucrează, așa cum spuneam, lucrează, este împreună cu un frate care este în biserică și este foarte bucuros și spune, niciodată n-am să mă întorc înapoi unde am fost și n-am să mai pun alcool în gură. Și din fericire sunt peste 5 luni de zile de când n-are nicio problemă cu lucrul acesta. Vreau să spun mai departe. Așa arăta casa când frații au intrat în ea după ce a intrat în spital. Uitați-vă cum trăia. Nici nu este de mirare, pentru că, vă spuneam, a căzut în beție, nu avea absolut nimic în casă, absolut nimic. Puneți-vă rog mai departe. Cam așa arăta casa. Le-a trebuit fraților și surorilor de acolo aproape câteva zile să adune tot garbiciul care era acolo. Ăsta este fratele, acum mai spunem frate, pentru că așa îl numim, și soba care am cumpărat-o n-avea nici măcar sobă să încălzească. Frații lucrează aici pentru ca să facă un pic de mobil. Ăsta este patul care l-au cumpărat și l-au pregătit. Și aragazul care l-au cumpărat. Săptămâna aceasta a primit tot din donații, s-a cumpărat un frigider. Cam așa arată casa atunci când vorbim despre uși și despre pereți și despre geamuri. Nimeni nu mi-a spus nimic, n-a spus, frate, vreau să fac ceva, dar am zis că dacă Domnul mi-ajută și ajung în România, printre altele, am să încerc să... Eu poate știu să cumpărăm niște geamuri sau uși sau ceva, să-l ajutăm ca să poată să aibă cât de cât condiții, de unde apoi el să poată mai departe să se administreze singur. Dacă dumneavoastră găsiți cu care că puteți să faceți un lucru bun pentru această cauză și această situație, sigur că da, Dumnezeu este Cel care binecuvintează pe cei care dau cu inimă deschisă. De asemenea, în timpul acesta când voi fi în România, voi pleca și la biserica din Călacea, unde noi am reconstruit-o după ce ea a ars, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu 3-4 ani. Și am fost acolo când ei erau în construcție, am dus partea a doua a ajutorului pe care dumneavoastră l-ați făcut pentru biserică, însă a venit pandemia și n-am mai reușit să mă duc. Ei au terminat cu construcția și am luat legătura cu ei, de fapt soția a vorbit cu o soră de acolo și mi-au spus că mă așteaptă să mă duc, vreau să mă duc să văd, vreau să fac poză și vreau să vă aduc, să vedeți unde s-au dus banii și cum Dumnezeu a lucrat prin noi la reconstrucția unei biserici care a ars pur și simplu din temelii. Și dacă Domnul va îngădui și voi avea posibilitatea și financiară, am să mai vizitez familii care au nevoie de sprijin și știți că întotdeauna, în România și oriunde, sunt situații care necesită ajutor. Și în România se fac ajutoare, să știți că și ajută, dar este altceva când din străinătate, noi care câștigăm mai mult și banul nostru valorează mai mult decât acolo, putem să ajutăm. De aceea, dacă dumneavoastră doriți, eu vă aștept și cu siguranță, cu responsabilitate, așa cum întotdeauna am făcut, vom încerca să dăm socoteala de banii pe care îi primim și de felul în care i-am administrat în România. Și zoiesc ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Vreau acum să fac anunțurile. Fratele Andrei mi-a lăsat anunțurile pentru săptămâna viitoare. Luni, studiu cu tineri începând cu ora 7, corul de copii de la 7 în basement. Marți, repetiție corul de fete de la ora 5. Rugăciune de la ora 7 în biserică și corul de băieți, grupa 7-9, de la ora 7 în basement, au repetiție. Miercuri, rugăciune cu surorile de la ora 10, repetiție fanfara, orchestra și corul bărbătesc de la ora 7. Joi, servici divin de la ora 7, este seara când se continuă studiul biblic din 1 Corinteni. Școala de limbă română de asemenea are întâlnire de la ora 7. Vineri, repetiție corul mixt, corul de tineri. Sâmbătă este nuntă, așa cum ați auzit, fratelui Marcus Gorcea și cu sora Joana Băcilă. Vor fi invitați fratele păstorului Gemițoi și fratele Gabi Zăgrean. Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să fie cu ei. Duminică dimineața, începând cu ora 9, este program și după masă de la ora 6 la ora 8 este seara tinerilor în care va sluji și fratele Gabi Zăgrean. Planul de rugăciune pentru săptămâna următoare este afară în hall. Pentru nunțile care urmează, dacă sunteți invitați și aveți pe inimă să participați, vă rog să confirmați pentru fratele Marcus Gorcea și sora Ioana Băcilă, încă mai este timp. Pentru fratele David Simuț și pentru sora Nicole, de asemenea,
pentru nunta lor și pentru Timothy Lela și Emily Tudor. Dacă sunteți invitați și dacă vreți să participați, vă rog frumos să confirmați participarea dumneavoastră. Și zic pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acum vreau să ne ridicăm în picioare și să-mi permiteți să citesc un cuvânt din Scriptură, un cuvânt pe care vreau să-l folosesc pentru seara aceasta, într-un cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a dat ca și mesaj și ca și provocare pentru noi, așa cum l-am primit două săptămâni în urmă prin fratele Andrei. Citim din cartea 1 Ioan, capitolul 5, versetul 11 la versetul 13. Dacă vreți să urmăriți împreună cu mine, 1 Ioan, 1 Epistola Ioan, capitolul 5, începând cu versetul 11 la versetul 13 inclusiv. Și aici apostolul Ioan spune în felul următor: și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Atunci când am vorbit despre faptul că Iisus este singura alternativă, singura posibilitate ca un om să fie mântuit, și El a spus în Ioan 14:6, Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Am primit o altă provocare pe care fratele Andrei mi-a lăsat-o și mi-a spus: frate Dan, vreau să vorbești despre ce înseamnă să ai mântuire. Ce înseamnă să-L avem pe Hristos? Ce implică lucrul acesta? În lumea aceasta în care trăim noi, și nu numai acum, dar întotdeauna, cum spuneam, diavolul și lumea luptă împotriva a tot ceea ce este Dumnezeu și tot ceea ce este adevărat. Pentru că Dumnezeu este Cel care are, dacă vreți, unanimitate în tot ceea ce face. El este singurul. Nu există și alte alternative. Nu există și alți Dumnezei care pot să aducă pentru oameni salvare și mântuire. Și dacă există un singur Dumnezeu, atunci există o singură cale de mântuire. Și calea aceasta este Hristos. Și am afirmat lucrul acesta. Și mă gândeam săptămâna aceasta, eu care lucrez și dumneavoastră lucrați și în Canada, în America sau poate și cu siguranță și în Anglia, lucrăm printre mulți oameni de diferite națiuni, de diferite religii și fiecare spune, dar și eu am dreptate și religia mea este bună. Și auzeam odată o discuție și eu personal am fost puțin șocat de acest lucru și spunea, dar auziți, de ce trebuie să existe această animozitate între musulmani și creștini, spuneau ei. Pentru că până la urmă toți ne închinăm la același Dumnezeu. E adevărat că profetul diferă, dar este același Dumnezeu. Dumneavoastră ce credeți, e adevărat sau nu? Este o întrebare foarte interesantă pentru că unii spun, da, e adevărat. Eu vreau să spun că nu e adevărat. Noi nu avem același Dumnezeu. Allah și Dumnezeul nostru nu este același. Că n-are cum să fie același. Noi suntem copii născuți prin făgăduința dată lui Avram, bazată pe credința lui. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov este Dumnezeul nostru. Pot să spun ei ce vor. Dar haideți să fim puțin raționaliști, să înțelegem realitatea. Cum adică este același Dumnezeu? Dacă este același Dumnezeu, cum există atunci două religii? Adică este ok și creștinismul și ok și musulmanii cu Mahomedul lor? Nu vi se pare că sună ciudat? Nu vi se pare interesant că pentru noi ca și credincioși, dacă luăm doar categoria noastră, Dumnezeu a dat pe singurul Lui Fiu ca să moară pentru noi, ca să putem să primim iertarea de păcate. Și pentru ei a trimis pe Mahomed? Nu vi se pare interesant, ciudat, aș spune eu, dacă este adevărat ce spune ei, același Dumnezeu pentru noi să pregătească o veșnicie împreună cu El, un Ierusalim nou, locul în care, eu știu, încercăm să ne imaginăm cum vor fi pentru noi ca și credincioși. Și pentru ei, spune ei, același Dumnezeu pregătește 10 fecioare virgine? Nu vi se pare interesant
Că lumea încearcă să amestece lucrurile, să spune, stați liniștiți că toți avem același Dumnezeu. Cum spuneam și data trecută și repet, pot să spun ei ce vor. Realitatea este aceasta. Dumnezeu este unul singur. Hristos este singura cale. Și oricine primește pe Hristos ca și mântuitor personal, are asigurată viața veșnică. Pentru că Ioan, de fapt, răspunde la această întrebare. Ce înseamnă să fii mântuit? Ce înseamnă să-L ai pe Hristos? Cum poți să știi că ai siguranța mântuirii? Și atât ce spune el aici. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică. Și această viață este în Fiul Său. Mărit să fie Domnul! N-avem cum să le amestecăm. Le pot amesteca ei. Cum spuneam, eu n-am treabă cu ce religie îți alegi tu să trăiești, să crezi. N-am treabă cu zeul tău, cu Dumnezeul tău, cu idolul tău. E treaba ta. Dar adevărul adevărat este acesta. Dumnezeu are o singură cale. Această cale este Hristos. Mărit să fie Domnul. Ce înseamnă să-L ai pe Hristos? Spune aici Ioan, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul Dumnezeu, n-are viața. Dragii mei, în lumea aceasta, cea mai valoroasă posesiune pe care un om poate să o aibă, cel mai important lucru, cel mai de valoare, cel mai prețios, este Hristos. Este Hristos. Pentru că oricine îl are pe Hristos, are garantată viața veșnică. Oricine îl primește pe Hristos în viața lui, are asigurat veșnicia, asigurată veșnicia împreună cu Dumnezeu. De aceea este important să înțelegem lucrul acesta. Vremurile care le trăim acum sunt atât de tulburi, atât de amestecate, adevărul este atât de învolburat cu adevăr pe jumătate sau parte din adevăr și încearcă lumea să ne amăgească, să ne schimbe. În această seară vreau să reafirmăm din nou că noi avem doar o singură cale spre mântuire și calea aceasta este Hristos Domnul. Mărit să fie Domnul! Și ne bucurăm pentru faptul că avem această mântuire, pentru că a venit momentul în care Dumnezeu a cercetat viața noastră prin cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt a schimbat starea inimii noastre, ne-a născut din nou, ne-a dat o altă cale, ne-a dat o altă inimă, ne-a dat o altă identitate și a făcut din noi niște moștenitori ai împărăției Lui. Și Dumnezeu este Cel care are pentru noi bogățiile pe care nimeni în lumea aceasta nu le poate avea. Cea mai frumoasă bogăție și cea mai mare posesiune este mântuirea prin Iisus Hristos. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Și suntem în casa lui Dumnezeu, suntem aici, suntem mântuiți. Avem această asigurare de mântuire. Hristos este comoara noastră, pentru că în El noi am primit această mântuire. Dar ce înseamnă să-L ai pe Hristos? Doar atât? Și unii oameni, vis-a-vis de mântuire, pentru că asta este cel mai important lucru și aici, de fapt, este ideea pe care vrem să o dezvoltăm. Ce înseamnă să-L ai pe Hristos? Înseamnă să fii mântuit. Avem siguranța mântuirii? Întrebarea este, dragii mei, suntem noi astăzi, pot să am eu certitudine asta? Nu vorbim despre momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, momentul în care Dumnezeu ne-a spus, tu ești copilul meu și vei ajunge în împărăția mea. Mântuirea este siguranța faptului că noi vom avea viața veșnică împreună cu Dumnezeu. Dragii mei, lucrul acesta nu poate să schimbe nimeni. Unii oameni discută foarte mult vis-a-vis de faptul că, și pun o întrebare, este mântuirea adusă de Iisus Hristos sigură? Este veșnică? Este pentru totdeauna? Nu se mai pot schimba lucrurile pe parcurs. Vedem în societate, în lumea aceasta, legi care au fost date și au spus, legile acestea sunt foarte importante și au stat. Unele legi au stat 10, 20, 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani. Și dintr-o dată te trezești că au schimbat legea. Și spui o întrebare, păi nu-i mai valabilă legea aceea, nu-i mai bună legea aceea.
Și oamenii încearcă să aducă înainte această întrebare: oare este aceeași siguranță? Oare este doar mântuirea? Oare este sigură mântuirea prin Iisus Hristos? Este pentru totdeauna? Sigur că da. Și nu pentru că o spunem noi, ci pentru că Dumnezeu confirmă lucrul acesta. Întrebarea este: care dintre ceilalți întemeitori de religii poate să spună astăzi și să dea, dacă vreți, nădejde aceasta? Care poate să spună: tot ceea ce noi credem este sigur? Ei bănuiesc, se gândesc. Noi avem siguranță pentru că Cel care a murit pentru noi, dragii mei, Hristos, nu este în mormânt. El este viu în vecii vecilor. Și asta garantează că toate cuvintele pe care El le-a spus sunt adevărate. De aceea, nu poate nimeni să altereze, să schimbe adevărul acesta, că mântuirea este numai prin Iisus Hristos. Nu poate nimeni să spună: o, a expirat, a apărut ceva nou, lucrurile se pot schimba pe parcurs. Nu. Mântuirea prin Iisus Hristos nu expiră. N-are termen de valabilitate. A fost valabilă 2000 de ani în urmă și este valabilă și astăzi. Și va fi valabilă atâta timp cât Dumnezeu îngăduie har și mântuire prin Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Nu există și nu poate această mântuire să fie anulată de cineva. Nimeni pe pământul acesta, nici un împărat, nici o societate, nici absolut nimeni nu poate să anuleze, pentru că nu ține de oameni, nu ține de lumea aceasta. Nu poate să fie desființată, nu poate să fie schimbată, pentru că nu oamenii au dat-o, ci Dumnezeu a adus-o. De aceea, există siguranță în mântuirea dată prin Iisus Hristos. Odată ce El a murit pentru noi, odată ce El a venit în lumea aceasta și a dat viața pentru noi, mântuirea adusă de El și prin jertfa Lui este pentru totdeauna, mărit să fie Domnul. Jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă și va fi suficientă pentru veșnicie, pentru că Hristos, prin moartea Lui, a acoperit orice păcat și poate să primească la El orice om păcătos. Și, dragii mei, credința noastră în jertfa aceasta a Domnului Iisus Hristos ne asigură mântuirea. Și spunem încă o dată, mărit să fie Domnul. Știți de ce este important să înțelegem că există această siguranță a mântuirii vis-a-vis de lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos pentru noi? Știți de ce este important să înțelegem că ea nu poate să fie schimbată, nu poate să fie desființată, nu poate să fie anulată? Pentru că avem noi nevoie de siguranță. Avem noi nevoie de siguranță. Avem noi nevoie să înțelegem că indiferent ce se schimbă, noi avem nădejdea care rămâne ancorată în Dumnezeu. În lumea aceasta, dragii mei, într-o lume în care oamenii spun: e sigur dacă îți pui banii la bancă? Este sigur sau nu? E sigur dacă investești la stocurile din New York? E sigur sau nu? E sigur dacă îți cumperi case multe și spui: prețul o să crească și câștigi bani? E sigur sau nu? Există doar un singur lucru care e sigur. Și nu vine de la oameni, nu vine de la guverne, nu vine de la imperii, vine de la Dumnezeu. Că numai Dumnezeu e veșnic, numai Dumnezeu e sigur. Și dacă există ceva care noi, de care suntem siguri, vreau să vă spun, noi suntem siguri de mântuirea prin Iisus Hristos. Mărit să fie Domnul! Însă, dragii mei, există un lucru pe care trebuie să-l facem noi în dreptul nostru. Pentru că au trecut poate 5, poate 6, poate 10, poate 20, poate 30 de ani și mă întreb eu: oare mai sunt mântuit? Oare mai am încă siguranța mântuirii? Nu-i greșit să te întrebi, pentru că aș vrea să vă spun că e mai bine să te testezi, să fii sigur că ești mântuit și rămâi în mântuirea și a rămas în mântuirea lui Dumnezeu, decât să fii auto-înșelat, decât să te înșeli singur. Și în această seară, din acest pasaj și din această epistolă, vreau să vă reamintesc că trebuie să existe momente în viața noastră când să ne testăm noi personal
și să vedem dacă suntem încă în credință, dacă suntem încă mântuiți. Să nu credem ce spun alții care spun, odată ce ești mântuit, ești mântuit pentru totdeauna. Și nu contează ce faci, nu contează cum trăiești. Noi suntem în această mântuire veșnică a lui Dumnezeu și nimeni nu ne poate smulge. E adevărat că nimeni nu ne poate smulge. Nimeni nu ne poate lua cu forța de acolo. Dar există cineva care ne poate pune sau ne poate periclita mântuirea noastră. Și asta suntem noi. O inimă rea și necredincioasă. De aceea spune Scriptura și spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 24, versetul 13. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Haideți în această seară să fim oameni care să ne autoevaluăm, să ne testăm foarte serios. Și vreau în această seară să vedem câteva teste ale siguranței mântuirii noastre. Câteva teste pe care fiecare creștin adevărat trebuie să și le pună înaintea lui, să spună vreau să mă testez, vreau să-mi testez condiția mea spirituală, vreau să-mi testez dacă cred, că știți ce se întâmplă, dragii mei? Noi suntem oameni care greșim și diavolul întotdeauna încearcă să ne doboare atunci când suntem într-o vale a plângerii, într-o vale a, eu știu, a singurătății. Și spune, Dumnezeu nu te mai iubește, că ai păcătuit. Dumnezeu nu mai are treabă cu tine, pentru că ai făcut cu tare și cu tare lucru. Și există îndoiala aceasta. Cum pot eu să mă testez? Să văd dacă încă am siguranța aceasta mântuirii. Nu pentru că ar veni și ar spune, frate, uite, ăsta trebuie să faci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mă gândesc că astea ar fi bune. Eu întotdeauna am găsit în Scriptură lucrurile care Dumnezeu le lasă pentru noi. Și de fapt, epistola pe care o scrie Ioan, întâia epistolă, este de fapt și are exact scopul acesta. Este un adevărat test pentru noi, ca să ne verificăm dacă suntem sau nu încă în mântuirea lui Dumnezeu. Primul test pe care trebuie să-l facem este să vedem dacă noi, și auziți foarte, foarte clar lucrul acesta, pentru că mi se pare că este foarte comun, dar este foarte important. Căutăm noi părtășia cu Dumnezeu? Căutăm noi părtășia cu Dumnezeu? Adică, atunci când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Căutăm noi părtășia cu Dumnezeu? Știți că această căutare este o dovadă a faptului că noi încă suntem în mântuirea lui Dumnezeu? Pentru că este important să înțelegem și spune Ioan în capitolul capitolul 1 spune așa, versetul 2 și 3, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care e la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să auziți, să aveți părtășie cu noi, adică părtășia unii cu alții. Dar această părtășie a noastră, spune el, și părtășia noastră este cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Întrebarea este foarte clară. Căutăm noi părtășia cu Dumnezeu? Asta înseamnă să-L iubești pe Domnul. Asta înseamnă să dorești să ai părtășie cu El, să stai de vorbă cu El, să asculți vocea Domnului, să-ți placă să fii în părtășia cu El. Cauți tu părtășia cu Domnul? Cauți tu părtășia cu Domnul Iisus Hristos? Simți tu nevoia să stai de vorbă cu El? Ai avut tu experiența aceea în care să spui, Doamne, abia aștept să am timp să mă plec pe genunchi să mă rog înaintea Ta? Doamne, abia aștept să am timp să citesc din Scriptură? Nu pentru că asta e regula și trebuie să împlinesc o altă regulă, nu! Este vorba despre dorința, ceea ce ne atrage pe noi înspre Dumnezeu. Este dragostea pentru El. Este dorința de a avea părtășie cu El. Pentru că această dragoste, dragii mei, ne trage mai aproape de El. Știți, când vrei să ai părtășie cu Dumnezeu, te apropie mai mult de El. Vorbim despre Duhul Sfânt. Dorim noi să avem părtășie cu Duhul Sfânt? Și despre Duhul Sfânt putem să vorbim în așa de multe aspecte în care este se manifestă. Despre botezul cu Duhul Sfânt, despre darurile Duhului Sfânt. Dar întrebarea mea este, dorim noi să avem roadele Duhului Sfânt? Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia, facerea de bine, înfrânarea poftelor, toate aceste lucruri
Sunt, dragii mei, rezultatul părtășiei noastre, dorințe noastre de a avea părtășie cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Dragii mei, nu venim la biserică, sau n-ar trebui să vin la biserică doar pentru că așa este. Și din păcate, recunosc și eu, suntem ca niște mașini care pornim la fix, ne oprim la fix. Avem programul nostru, parcă venim la biserică ca și cum am mers să ne spălăm pe dinți dimineața. Sau ca și cum am mers să mâncăm. Am devenit niște roboți fără niciun fel de dorințe. Și asta nu spun că este rău. Este, dar nu spun că este rău. Dar ceea ce ar trebui să avem noi, ar trebui să avem această căutare a părtășiei cu Dumnezeu, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Pentru că, dragul meu, dacă facem lucrul acesta și dacă avem dorință, este un semn că noi încă mai suntem în mântuirea lui Dumnezeu, că noi încă mai avem siguranța mântuirii. Dacă toate lucrurile facem pentru alte scopuri, există semne de întrebare. Al doilea test pe care trebuie să-l facem în viața noastră ca să vedem dacă suntem încă în siguranța mântuirii și a vieții veșnice este: suntem noi sensibili la păcat? Suntem noi sensibili în ceea ce privește păcatul? Spune versetul 5, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric. Dragul meu, dacă Dumnezeu este absolut sfânt, dacă Dumnezeu trăiește într-o absolută neprihănire, el este lumină, în el nu este întuneric. Dacă Dumnezeu este fără vină, dacă Dumnezeu este atât de sfânt, întrebarea este: umblăm în lumină ca să putem să avem părtășie cu el? Că dacă umblăm în întuneric, n-avem părtășie cu Domnul. Dacă nu suntem sensibili la păcat și iarăși ne întoarcem la obișnuință, dragii mei, noi toți suntem oameni supus slăbiciunilor și toți greșim. Și este o problemă, dar nu este cea mai mare problemă. Pentru că nu putem să spunem că suntem fără păcat. Pentru că Ioan spune, dacă spui că nu ai păcat, îl faci pe Dumnezeu mincinos. Și de fapt, adevărul nu locuiește noi. Și adevărat că greșim, e adevărat că păcătuim. Dar întrebarea este, suntem noi sensibili la păcat? Ne doare? Ne doare starea aceea în care noi vedem că se întâmplă ceva în viața noastră și parcă ne-am obișnuit și spune, ăsta sunt, n-am ce să fac. Dar unde este lupta care trebuie să o dăm? Noi înțelegem și Pavel spune că există o luptă între fire, între carnea aceasta, între pornirile firii pământești și Duhul care este noi și care vrea să aibă părtășie cu noi. Și am devenit niște oameni insensibili. Insensibili pentru că am stat prea mult într-o stare care n-ar fi trebuit să stăm. Și dacă ne întrebăm noi și spunem, dar suntem noi creștini? Sigur că da, frate, dar nu venim la biserică. Frate, dar nu slujim noi? Frate, dar nu predicăm noi? Păi da, nu asta înseamnă creștin. Bazat pe acest cuvânt, spune Ioan, dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este lumină, numai atunci, dragii mei, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă suntem în ceea ce înseamnă întuneric și avem o problemă, ceea ce trebuie să facem este să venim înaintea Domnului cu pocăință, cu recunoaștere, cu mărturisire, să ne mărturisim păcatul nostru, să spunem, Doamne, iartă-mă, 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 vreau să mă schimb, dă-mi putere. Și să dorim în fiecare zi să ne schimbăm, pentru că asta înseamnă să fii sensibil la păcat. Să nu fii indiferent că oricum, până la urmă, Domnul e bun și bun. Dar dacă trăiești în întuneric, n-ai cum să ai părtășie cu Dumnezeu care e sfânt. Dar dacă ne mărturisim păcatul, el este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuie. Și atunci umblăm în lumină împreună cu Domnul. Testul numărul 2. Suntem noi sensibili la păcat? Pentru că există un alt lucru pe care vreau să-l amintesc ca un alt text și care ține tot de această stare a vieții noastre. Există o descreștere
a influenței păcatului în viața noastră? Există o stare de creștere spirituală și o mai puțină influență a păcatului în viața noastră, pentru că auziți ce spune același Ioan, același în capitolul 3, în aceeași epistolă, versetul 5 și 6. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu L-a văzut și nici nu L-a cunoscut. Aici este vorba despre fapt. Nu spunem că, dar frate, aici avem cum să ne punem aici pentru că toți păcătuim. Aici nu este vorba că noi păcătuim din greșeală. Cum spuneam, noi recunoaștem că suntem păcătoși. Ci este vorba despre cât de mult influențează păcatul viața noastră. Pentru că, spuneam, unul dintre testele pe care trebuie să le facem este, există o descreștere a influenței păcatului în viața noastră? Pentru că, dragii mei, Hristos, spune Scriptura, a venit ca să ne izbăvească de sub puterea păcatului. Asta înseamnă că dacă noi suntem în părtășie cu Hristos, noi din ce în ce mai mult biruim firea aceasta pământească. Pentru că dacă nu, noi nu împlinim lucrarea pentru care a venit Hristos. El a venit ca să ne izbăvească de sub puterea păcatului și în viața noastră de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani este aceeași influență, dacă nu mai mare, a păcatului. Și testul este foarte simplu. Ca și cum mergi la un medic să spună vreau să-mi controlez glicemia și îți face acolo operație rapidă, pac, 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 și spune uite, asta e glicemia sau altceva. Testul este foarte simplu. Suntem sensibili când este vorba de păcat? Și apoi există o descreștere a influenței păcatului în viața noastră? Pentru că dacă rămânem ani de zile în aceeași stare și nu se îmbunătățește creșterea noastră spirituală, atunci este o problemă. Biblia spune că noi suntem robi lucrului pe care îl facem, nu? Dacă trăim în păcat, ne influențează păcatul, suntem robi păcatului. Și există un cuvânt așa de frumos pe care îl spune Apostolul Pavel în Cartea Romanilor, în capitolul 8, versetul 12 până la versetul 14, citez. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu, măriți să fie Domnul. Dragul meu, fă-ți testul acesta. Există o descreștere a influenței păcatului în viața ta? Uită-te la viața ta. Dacă se diminuează influența păcatului, atunci capeți putere prin Duhul ca să trăiești o viață curată înaintea Domnului. Și este o dovadă a faptului că încă mai suntem și mai ești în siguranța mântuirii. Testul numărul 4. Dezaprobi tu tot ceea ce lumea iubește? Nu spun că iubești tu tot ceea ce lumea iubește, că deja e prea mult. Dezaprobăm noi tot ceea ce lumea iubește, pentru că nu există altă alternativă, dragii mei. Spuneam că lumea întotdeauna este împotriva bisericii, împotriva lui Dumnezeu. N-ai cum să fii prieten cu lumea. N-ai cum să fii, eu sunt de acord. Sigur că sunt legi, că nu vorbim despre lucrurile, ci vorbim despre spiritul acesta, despre ceea ce stă în spatele lumii, despre diavolul, pentru că el este cel care conduce lumea. Dezaprobăm noi ceea ce lumea iubește? Nu iubiți lumea, spune același Ioan în aceeași epistolă, capitolul 2, versetul 15. Nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dragul meu, lumea înseamnă tot ceea ce este rău. Toate filozofiile, toate trăirea imorală, toate învățăturile care țin de religii false, materialismul și multe, multe alte lucruri pe care oricum noi le știm. Suntem noi oameni care agreăm cu ceea ce iubește lumea, pentru că dacă mergem pe aceeași cale ferată, știți, calea ferată are două părți, mergem în același rând cu lumea, s-ar putea să avem o problemă mai târziu, fără să ne dăm seama, dar este un test. Și testul spune foarte clar, creștinul nu poate să iubească aceleași lucruri ca și lumea. Dimpotrivă,
Noi trebuie să le urâm, pentru că tot ceea ce este în lume, spune în continuare, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în siguranța mântuirii. Măriți să fie Domnul! Vrei să te testezi? Aprobi ceea ce lumea iubește? Sau urăști ceea ce lumea iubește? Asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă trăire cu Dumnezeu. Și apoi, în ultimul rând, testul numărul 5. Iubești pe Domnul Iisus Hristos și, în mod special, aștepți cu nerăbdare să se întoarcă pentru noi? Am vrut neapărat să continui această idee, pentru că dacă spuneam îl iubești pe Domnul Iisus, tot spuneam da, sigur că da, iubim, și nu spun că nu e adevărat. Dar există un test dacă noi îl iubim pe Iisus. Și testul este acesta. Așteptăm cu nerăbdare venirea Domnului? Dragii mei, nu doar să așteptăm. Așteptăm, vine El. Nu știu, dar vine El. Și când o veni, o să-L văd. Nu. Așteptăm noi cu nerăbdare ca Domnul să se întoarcă, să ne ia acasă? Nerăbdarea aceasta este o dovadă a faptului că noi încă nu-i normal să-L așteptăm pe Domnul, pentru că noi așteptăm ca mântuirea noastră să fie desăvârșită în cer. Și spune același Ioan, capitolul 3, versetul 2, prea iubiților, acum suntem copii ai Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ceea ce ne ține pe noi tregi în vremea aceasta este exact așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos, speranța care este în sufletul nostru, ne ține tregi, ne ține vegheatori, cum se spune aici. Și această speranță în revenirea Domnului Iisus Hristos, de fapt, ne face să trăim o viață curată. Eu vin curând, spunea Domnul. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Așteptăm noi cu nerăbdare să se întoarcă Domnul și să ne ia acasă? Așteptăm noi, pentru că dacă așteptăm pe Domnul, înseamnă că nu suntem legați de pământul acesta. Dacă așteptăm pe Domnul să vină, înseamnă că vrem să fim cu El în glorie. Vrem să stăm acolo cu El la masă și să ne bucurăm o veșnicie împreună cu El. Este testul numărul 5. Îl iubim pe Domnul și așteptăm cu nerăbdare să se întoarcă și am putea să continuăm. Pentru că există așa de multe alte texte, dar vreau să mă opresc aici și vreau să fac o concluzie. Și concluzia este un verset, de fapt două versete din 2 Petru, capitolul 1, versetul 10 și 11. Și ascultați ce frumos spune aici apostolul Petru când vorbea despre faptul că noi trebuie să dorim să rămânem în siguranța aceasta a mântuirii și să dorim să trăim o viață curată, pentru ca să avem siguranța că atunci când Hristos se va întoarce, să putem să fim împreună cu El. Și auziți ce spune El. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin? Domnul să ne ajute, dragii mei, ca să ne întărim chemarea și alergarea aceasta și slujirea noastră și viața noastră și alegerea noastră. Dumnezeu să ne dea putere să creștem în fiecare zi în dragoste, în dorință pentru El, în râvnă pentru casa Domnului, în dorința de a avea părtășie cu El, să ne testăm în fiecare zi, să vedem care e relația noastră cu păcatul, dacă suntem sensibili, care e relația noastră cu lumea, dacă iubim aceleași lucruri, și să așteptăm pe Domnul cu nerăbdare. Și inima noastră și viața noastră să fie totdeauna îndreptată înspre cer. Dacă ne merge bine acum pe pământul acesta, îi mulțumim lui Dumnezeu. Că tot se amintește aici despre faptul că nu circulă gloanțele și nu cad bombele și mare har avem noi. Dar asta n-ar trebui să ne facă să fim indiferenți de nădejdea pe care noi ar trebui să o avem. Hristos se întoarce. Și dacă eu spun această seară, vino Doamne Iisuse, nu o spun doar pentru ca să am așa cuvinte de îmbărbătare și să am final, să fie cu adevărat o realitate în viața noastră, să dorim cu nerăbdare ca Domnul să vină să ne ducă acasă.
el oricum vine. Și își va lua acasă, știți pe cine? Pe cei care îți pregătiți. Și auziți, la o biserică în Laodicea îi spunea Domnul felul următor: știu faptele tale, știu tot ceea ce faci, dar m-am uitat la starea ta și te-am văzut nici rece, nici în clocot. Te-am văzut căldicel. Și căldicel nu este o stare care, în care să-L aștepți pe Domnul. Mă rog în această seară, Dumnezeu pe toți să ne facă fierbinți, calzi, doritori pentru El, pentru părtășia cu El. Că atunci când va veni, să ajungem să fim mireasa Lui în cer. Și spune, totdeauna ne vom bucura împreună cu Domnul și cu toți ceilalți înaintea noastră care au avut aceleași gânduri de a-și păstra viața curată, de a-și ține alergarea în brațele Domnului ca să putem să intrăm în această împărăție a lui Dumnezeu. Și zic pe toți, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.